Numit și sărbătoarea primăverii, anul nou chinezesc este un prilej de entuziasm și exuberanță. Organizarea unor sărbări de amploare marcate de veselie, culoare și bună înțelegere, urările care se fac fiind de noroc, viață lungă și fericire. La Deva, manifestările organizate de Biblioteca Județeană Ovid Densu și Ianu Hunedoara Deva au fost foarte variate și atractive. Suntem astăzi împreună pentru a marca, așa cum se cuvine, intrarea în noul an chinezesc, anul maimuței de foc, cum este numit acest an. Cei născuți în anul și sub semnul maimuței de foc vor fi veseli, energici, întreprinzători, curioși, abili și diplomați. Numit și sărbătoarea primăverii, anul nou chinezesc, este un bun prilej de renaștere a speranțelor, de a lega noi prietenii și de a le consolida pe cele deja existente. Le doresc prietenilor chinezi ca anul maimuței de foc să le aducă veselie, puterea de a trece peste orice obstacol cu zâmbetul pe buze, zile senine și împlinite. La mulți ani, dragi prieteni chinezi! Sine Kuai Le! Anul maimuță e mai norocos pentru cei maimuțe și înțelepciunea, rezolv problema și vin în bogăție. Și astăzi am venit aici de la Sepiu până de Vaie. E foarte frumos. Am trecut cu zăpade, ninsor, plouă și oricum primăvară nu împietică. Și primăvară tot timpul câștigă iarnă și avem primăvară. După care în tar chinez, soral, astăzi este ziua festivă primăverii. Parada costumelor tradiționale chinezești, Qipao, a fost o explozie de culoare, de grație și ingeniozitate. Muzica nu putea lipsi de la o sărbătoare a bucuriei și dragostei de viață. De peste 3 ani, Biblioteca Județeană Ovid Densu și Ianu Hunedoara Deva face parte dintr-un parteneriat cultural, alături de Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva, Universitatea Lucian Blaga și Institutul Confucius din Sibiu, parteneriat ce are drept scop familiarizarea publicului hunedorean cu civilizația și cultura chineză, cu tradițiile, obiceiurile și limba acestei țări cu o istorie milenară.